Mă bucur mult să avem din nou ocazia să deschidem cuvântul și să învățăm din el. E adevărat că sunt foarte multe lucruri pe care noi le știm destul de bine din Sfânta Scriptură, pentru că o citim, pentru că o studiem și căutăm să găsim în ea lucruri relevante pentru vremurile noastre și mai ales pentru ceea ce noi trăim personal. Sunt foarte mulți oameni care cred că Biblia astăzi nu mai este relevantă, că este o carte învechită, este o carte plină de prejudecăți, plină de eventuale povești și că pentru vremurile noastre trebuie căutat altceva. Eu cred că perspectiva aceasta este greșită și eu cred că atunci când căutăm cu atenție în Sfânta Scriptură, chiar în întâmplări sau texte bine cunoscute, putem să găsim lucruri care chiar ni se potrivesc. Și putem să spunem cu toată sinceritatea că parcă mi-a scris pentru mine, parcă mie mi-a vorbit, și este mesajul de care aveam nevoie. Aș vrea să privim în ocazia aceasta la o relatare din Sfânta Scriptură pe care sunt convins că o cunoaștem foarte bine. În 1 Împărați, capitolul 19, avem relatat o întâmplare din viața lui Ilie și având în vedere că noi știm bine că spiritul lui Ilie este așteptat în vremurile din urmă ca să facă lucruri pe care Dumnezeu le dorește să le facă, vreau să privim puțin la faptul că și în viața lui Ilie au fost câteva momente delicate pe care le-a trecut și aș vrea să privim la aceste momente delicate cu atenție și să încercăm să le aducem în vremurile noastre și să găsim aplicații pentru fiecare dintre noi. Deci la 1 Împărați, capitolul 19, începând de la versetul 1, aș vrea să citim până la versetul 8. Textul spune așa: Ahab a zis Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, că dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: Destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis: Scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătăiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Aș vrea să ne oprim puțin aici, deși o să discutăm și câteva gânduri din ce urmează. Este ciudat că îl găsim pe Ilie în postura aceasta. Atunci când vorbim de Ilie, primul nostru gând se duce la experiența de pe muntele Carmel, când a dovedit curaj, când a dovedit credință, când a făcut un lucru cu Dumnezeu extraordinar, clarificând cine este Dumnezeu și ce poate Dumnezeu și arătând în toată splendoarea neputința zeilor și inutilitatea închinării acelor preoți ai lui Baal și Astartei. Ne-am fi așteptat ca după vârful acesta de credință și de loialitate față de Dumnezeu, totul să fie de aici înainte și mai frumos sau cel puțin egal de frumos cum a fost până aici. Să vorbești despre Ilie descurajat, să vorbești despre Ilie fugind, să vorbești despre Ilie fiindu-i frică, parcă nu se potrivește. Numai că nu de puține ori, și asta este un lucru la care merită să ne gândim, după o experiență frumoasă în viața unui om, după o biruință extraordinară,
apare o înfrângere, apare o durere, apare o teamă, apare o îngrijorare și cred că primul nostru gând este ceva de genul: Domnule, dar nu cumva ăsta este normalul? Nu cumva noi ca oameni așa suntem făcuți să fim? Odată sus, odată jos, iară sus, iară jos. Și cum ne-o fi norocul să ne găsească la sfârșitul timpului? Suntem mântuiți sau nu? Sunteți mulțumiți cu varianta asta? Nu, nu. E adevărat, se întâmplă de multe ori ca după lucruri frumoase, după biruințe extraordinare, să fie lacrimi, să fie descurajare, să fie chiar situații în care înfrângerea este cuvântul care ilustrează cel mai bine. Și întrebarea este: cum de se ajunge aici? Cum de cineva care biruiește într-un mod extraordinar ajunge să fie înfrânt, ajunge să fugă, ajunge să-i fie frică? După ce s-a întâmplat acel lucru extraordinar pe muntele Carmel, a dat seama că Ahab s-a dus la soția lui și i-a povestit: draga mea, să-ți povestesc ce am văzut astăzi, să-ți povestesc ceea ce am văzut clar, cine este Dumnezeu și cine sunt prorocii lui Baal. I-a spus Ahab mai toate detaliile acestei întâlniri și ne-am fi așteptat ca și Izabela să spună: măi, Ahab, ia să ne gândim totuși, nu cumva acesta este adevăratul Dumnezeu? Când ai o dovadă atât de clară, în mod normal faci pași înapoi și spui: măi, nu-mi place, nu sunt de acord cu ce văd, dar nici nu pot să neg, trebuie să accept. Numai că Izabela, în fața evidenței, nu face pași înapoi, ci este chiar ofensivă și îi spune lui Ahab: da, ok, încheie cu povestitul și cu relatatul, îți jur că ce a făcut Ilie cu prorocii lui Baal, așa vei face cu el mâine. Și îi trimit vorbă, îi trimit un mesaj, îi trimit un e-mail, îi trimit un WhatsApp, să știe clar ce am de gând să fac cu el. Și mi-l imaginez pe Ilie deschizând telefonul, văzând un apel necunoscut și acolo un mesaj, să știi că ești condamnat să pățești exact ceea ce au pățit prorocii lui Baal. Numai că, și aici este un lucru pe care aș vrea să-l analizăm puțin. Ilie aude ce i-a spus Ahab, poate că prin mesager îl întreabă: te rog, mai spune-mi o dată. E adevărat ce spune și cu siguranță mesagerul i-a repetat. Și atunci când Ilie aude lucrul acesta, spune textul că s-a sculat, a plecat ca să-și scape viața. Mă scuzați puțin. Acum, să analizăm puțin situația aceasta. Este corect cum a procedat Ilie? A primit o amenințare. Cineva i-a transmis un mesaj foarte apăsat și foarte grav. Ilie îl ia în considerare și acționează ca atare. Acum, tot și mă gândesc, avea Ilie și alte variante în a aborda mesajul acesta? Era singura cale pe care să o urmeze? Și aici ceea ce mi se pare foarte interesant și merită să observăm este că Ilie, de unul singur, fără să se sfătuiască cu cineva, ascultă mesajul și ia decizia. Poate că ar fi fost bine să întrebe un prieten: măi, omule, uite, am primit amenințarea aceasta. Tu ce zici? Să o iau în seamă? Ce sfat îmi dai? Și eu cred că în foarte multe situații, atunci când primim vești care ne bulversează,
Atunci când primim lucruri care pur și simplu ne sperie și ne bagă în panică. Merită să vorbești cu cineva de încredere. Merită să ceri părerea. Ce zici? Cum să fac aici? Acum, mai este un alt aspect care mi se pare foarte important și dacă vreți, este una dintre greșelile pe care le face Ilie și nu spun lucrul acesta ca să înșosez sau să discutăm ce bine am fi fost dacă eram noi și ce rău e că a fost Ilie, nici pe departe așa ceva. Dar mie mi se pare un lucru important pe care Ilie nu l-a făcut și anume să-L întreb pe Dumnezeu. Doamne, la urechile mele au ajuns niște vești. Sunt amenințat de cineva. Ce zici de varianta aceasta? Și de aici parcă lucrurile se deschid mai mult, pentru că, haideți să discutăm puțin, era prima amenințare pe care o primise Ilie? Nu. Timp de 3 ani și jumătate, cât cerul a fost încuiat, Ilie a fost tot amenințat. Și Ilie a reacționat altfel. Ilie a gândit pașii săi altfel și au fost lucruri extraordinare. Dar de data aceasta, speriat de mesaj, de gravitatea lui, nu mai vede altceva. Nu se mai uită la Dumnezeu să spună, Doamne, ce zici de asta? Ci pur și simplu singur decide ce vrea să fac. Și aici mie mi se pare un lucru extraordinar de la care să învățăm. Cu siguranță fiecare dintre noi primim mesaje care ne bagă în panică, care ne sperie, care pur și simplu în multe situații ne face să înghețăm. Ce facem? Uneori nu mai știm ce facem și facem ceva de unii singuri. Și uneori se întâmplă ca după ceva vreme să ne trezim și să spunem totuși n-am făcut bine acționând în felul acesta. De asta cred că un motiv și, dacă vreți, o regulă pe care să ne-o facem, haide să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac aici? Mi-e frică de Izabela. Acum am putea să speculăm dacă am fi răi, și anume că Ilie nu s-a speriat deloc de Ahab, dar de Izabela s-a speriat de nu mai știa de el. O fi fost corect? Nu fi fost corect? Eu cred că nu era corect să se teamă de niciunul dintre ei. Pentru că avea un Dumnezeu care îl putea ajuta. Numai că Ilie nu mai ascultă de nimeni. Nu mai vede nimic altceva. Deși avea în experiența lui soluții, nu mai vede nimic. Totul în direcția aceasta. Și mă tem că și noi uneori, atunci când suntem în anumite situații, nu mai vedem nimic decât aia, nu mai auzim nimic, ne spune cineva, băi omule, tu poți să treci peste, nu te speria de ce ai auzit, nu te speria de diagnosticul pe care l-ai primit. Sunt lucruri simple, nu sunt simple, pentru că pe mine mă afectează. Ascultă și de alții. Nu lăsa frica, nu lăsa panica să decidă viața și faptele ei. Știți bine, se spune despre anumiți oameni la sfârșitul timpului că își vor da sufletul de groază. De ce? Pentru că ei nu mai au altceva și rămân cu aia și aia îi sperie. Frații mei, noi avem astăzi și altceva decât veșterele, decât panică, decât groază. Avem un Dumnezeu care ne poate bate pe om și spune, stai liniștit, se rezolvă, este simplu. Ilie pleacă și atunci când îngerul vine să-l ajute, să-l salveze, prima reacție pe care o are Ilie este aceasta. Destul, Doamne. Nu sunt mai vrednic decât părinții mei. Aveam senzația că e ceva de capul meu, dar nu e mare lucru. Și mai mult decât atât, Ilie spune, ia-mi sufletul, Doamne, vreau să mor. Nu pot să trăiesc în felul acesta. Frica ce a adus-o în oasele mele, Izabela, mă face să nu mai doresc să trăiesc. Ca cineva
să-și ceară moartea, ca cineva să spună viața nu mai merită trăită, e clar că ceva s-a rupt și e ceva serios. Acum, lucrul pe care aș vrea să-l accentuez aici este nu doar inconstanța, dar de fapt contrazicerea între ce spune și ce face Ilie. Pentru că era simplu. Ilie spune, vreau să mor. Și poate că eu, dacă aș fi fost acolo, eu și-a spus, Ilie, vrei să mori? Da, eu vreau să mor, că nu mai pot și așa mai departe. Du-te, prietene, la Izabela. Te rezolvă ea. Pentru dorința asta, apăsa asta patru. Cum se spune, sau nu știu cum e pe aici, pe la roboți. Da. Vrei asta? Nu aici. Tu ai zis că fugi să scapi și apoi că vrei să mori? Ceva nu se potrivește. Și eu cred că merită să ne analizăm uneori ce zicem și ce facem se corelează sau se contrazic. Pentru că dacă se contrazic, eu cred că trebuie să ne oprim puțin și să facem niște reglaje, să nu ajungem să ne contrazicem noi pe noi înșine. Pentru că aici este o problemă. Și Ilie, cel pentru care lucrurile erau clare și limpezi, cel care a avut curajul să spună pe muntele Carmel, mai puneți apă, pentru că știa ce se va întâmpla, ajunge să fie confuz, ajunge să nu știe ce să-și dorească și mai mult, atât de descurajat, încât să spună, nu vreau să mai trăiesc, mai bine să mor și cu asta basta. Foarte interesant este că în timp ce el, Ilie, ia în serios cuvintele lui Izabela, Dumnezeu nu ia în serios cuvintele acestea. Dumnezeu înțelege dincolo de vorbe ce este în sufletul lui Ilie și face ceva pentru salvare și pentru recuperare. Și aș vrea să citim în continuare de la versetul 9 ce s-a întâmplat de fapt cu Ilie. Deci tot în 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 9, spune așa. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul meu, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și atât că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despirca munții și sfărâma stâncile, Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ, Domnul nu era în cutremurul de pământ și după cutremurul de pământ a venit un foc, Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te și întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Meloha, ca proroc în locul tău. Aș vrea să ne oprim aici, pentru că sunt câteva situații care merită puțin analiza noastră. Ilie s-a ascuns într-o peșteră. Era teamă. Și considera că locul acela este locul în care poate să fie ocrotit, poate să fie ferit de căutările acestea ale Izabelei. Numai că, dincolo de Izabela,
În contextul acesta, al temerii, al contrazicerii proprii a lui Ilie, vine Dumnezeu. Și observăm că a trimis și un înger al său care a adus ceva de mâncare. Ilie nu răspunde la gesturile acestea ale îngerului, apoi și al lui Dumnezeu, și vedeți că el totuși nu răspunde din prima. Observăm după aceea că el se deschide și iese din peșteră să vadă ce se întâmplă. Primul lucru pe care aș vrea să îl aduc în atenție este legată de situația aceasta a îngerului și a lui Dumnezeu de a repeta apelurile. Chiar și întrebările sunt puse de două ori. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Mi se pare extraordinar că Dumnezeu este cel care nu merge pe premiza ți-am zis odată, nu m-ai băgat în seamă, cu mine ai terminat. Și ați văzut că sunt foarte multe situații când oameni, dacă eventual ai făcut 1000 de lucruri bune și odată ai greșit, ești consemnat. Cu mine ai terminat. Cu mine să nu mai vorbești, să omiți numărul de telefon, pentru că nu ai făcut asta. Mi se pare extraordinar că Dumnezeu nu este supărăcios. Că Dumnezeu nu se grăbește să încadreze definitiv. N-ai răspuns, n-ai fost când te-am chemat, nu mi-ai zis da când te-am invitat, pa! Și cu mine, cu asta basta. Și Dumnezeu revine, Dumnezeu insistă, Dumnezeu, cum să spun, nu obosește invitând și chemând. Și primul lucru pe care îl descoperim citind despre momentul când Ilie a fost în peșteră, este această întrebare a lui Dumnezeu care mi se pare extraordinară. Ilie, ce faci tu aici? Poate că ne-am fi așteptat ca Ilie să spună, Doamne, știi, era cald unde stăteam. M-am dus și eu aici în peșteră unde e răcoare, mă odihnești o câteva zile, am venit în vacanță. Ilie nu răspunde așa, dar dincolo de răspunsul pe care îl dă Ilie, mi se pare extraordinară întrebarea, hei, ce faci aici? Pentru că eu știam că locul tău nu e aici. Eu știam că pe tine te găsesc în altă parte. Eu mă obișnuisem cu tine să fii acolo, să faci asta, ăla-i locul tău. Nu aici. Noi astăzi am învățat la lecțiune un lucru extraordinar, și anume că Iisus are pe pământul acesta locuri unde este toată puterea Lui. Da? Știți unde sunt locurile acelea? E adevărat, biserica este unul dintre... Și acum când spun de biserică, nu ne referim la o clădire anume și indiferent ce se întâmplă acolo, clădirea aia este dedicată. Nu, nu, nu. Acolo unde este prezența Lui, în biserică, în locul unde este chemat numele Lui. Și mie mi se pare extraordinar că Dumnezeu întreabă, alo, ce-i cu tine aici? Și nu spune în sensul acela polițienesc să zic, te-am prins pe interzis să te pedepsesc, ci este un semnal de alarmă. Ce-i cu tine aici? Ce-i cu tine în contextul acesta? Ce-i cu tine în afacerile acestea? Asta e locul tău? Asta este ce faci tu? Este extraordinar că Dumnezeu ne întreabă ca noi să ne dăm seama unde suntem și să identificăm locul unde ne aflăm. Ilie răspunde la această întrebare. Și foarte interesant cum răspunde și spune așa. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Dumnezeu ascultă și mai întreabă o dată. Ce faci tu aici, Ilie? Ce răspunde Ilie?
Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. De două ori este întrebat. Sesizați vreo diferență la cele două răspunsuri? Sesizați? Okay. E la fel. Pentru că se pare că Ilie avea o înregistrare și o pune. Dumnezeu vrea să discute cu el personal. Omule, ce faci? Eu am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul tău, ăștia sunt toți răi și așa, așa, așa mai departe. Vreau să vorbim. Mi se pare foarte interesant să stai de vorbă cu cineva care pune înregistrări. Am văzut că și pe aici este obiceiul să sune telefonul cu apeluri necunoscute și bănuiesc, n-am avut până acum de-a face, că atunci când răspunzi, vorbește cineva cu tine? E un robot care spune nu știu ce ofert. E cumplit tu ca om să vorbești cu un robot. Am avut de nenumărate ori ocazia să sun în rețeaua din România pentru anumite lucruri legate de abonamente, anumite detalii și, sincer să spun, am ajuns la îndelunga răbdare și mai aveam să trec la pasul următor, când apăsați tasta 4, apăsați tasta 5, apăsați tasta 6 și o jumătate de oră stai și la un moment dat spune, aveți legătura cu... Și tot un robot. Dom'le, vreau să vorbesc cu un om. Problema mea nu se încadrează la nicio tastă din alea 10, cât mi-a spus. Eu vreau să vorbesc cu un om care să clarificăm niște lucruri. Mi se pare extraordinar că Dumnezeu revine și spune, ce faci tu aici? Vreau să vorbim. Păi, Doamne, dar eu ți-am zis că Tatăl nostru care ești în cer, uite, am nevoie de aia, am nevoie de aia. Ok, hai să vorbim. Nu pune înregistrări. Chiar dacă înregistrările sunt foarte bune, chiar dacă sunt, din punct de vedere teologic, extraordinare, Dumnezeu spune, hai să vorbim. Hai să comunicăm omenește, nu cu înregistrări. Am avut ocazia în foarte multe situații, mai ales cu persoane care nu le cunoșteam și să conversez și una dintre ele îmi punea numai citate din Spiritul Profetic. Mă zic, extraordinar. Dar zic, totuși, tu unde ești? Păi, sora Oaina a zis așa, așa, ok, bun. Dar de mâncat ce mănânci? Păi, sora Oaina a învățat nu știu, ok. Când dormi, cum faci? În toate, și mă întreb, mai e om ăsta? Ai vrea să stai lângă un astfel de om? Dumnezeu caută oameni care sunt sinceri, care sunt deschiși, care poate nu sunt la nivel înalt să vorbească discursuri impecabile, dar care să spună ceva omenește, care să comunice emoțiile, să spună greșelile, să aibă curajul să-și asume care are nevoie de învățat, care are nevoie de corectat. De asta Dumnezeu, hai să comunicăm. Ce faci tu? Ce mai faci? Și adevărul este că și noi astăzi, în foarte multe situații, nu nimeresc acum cum e în engleză, dar în românește, întreb, ce faci? Bine, hai pa. S-a rezolvat discuția. Am avut nenumărate situații în care trebuie, ce faci, ce mai faceți? Bine. Și totuși, stă-ți povestesc, nu o fa bine. Dar de ce spui? Punem înregistrarea ca să ne protejăm, crezând că punând înregistrarea, punând o mască, punând ceva în spatele căruia să ne ascundem, suntem bine. Față de Dumnezeu, niciodată să nu facem lucrul acesta. Acum, din răspunsul lui Ilie, sunt câteva lucruri care zic eu că merită puțin atenția noastră. Și anume, el spune așa, am fost. Și adevărul este că mulți dintre noi, dacă este să vorbim de trecut, păi avem ce spune. Am făcut, am fost, am. Dar prezentul? Pentru că și aici este o problemă care merită puțin atenția noastră. Să trăiești doar din trecut.
să trăiești doar în trecut, fără să mai ții cont de prezent și fără să mai ții cont de viitor. Am fost, Doamne, pe câte lucruri am făcut și câte lucruri extraordinare am realizat, cât de dedicat am fost, câte evanghelizare am ținut, câte botezuri am făcut. Da? În regulă? Da, azi. Azi ce-i cu tine? Seamănă cel de azi cu cel din trecut? La Ilie, cel puțin în situația aceasta, diferența era foarte mare. Era parcă altcineva. Și eu cred că Dumnezeul acesta, extraordinar, care este același ieri, azi și în veci, poate să ne ajute și astăzi să privim prezentul și viitorul cu speranță și cu curaj. E adevărat că sunt contexte schimbate. E adevărat că au fost situații în trecut extraordinare și s-au făcut lucruri extraordinare. Dar a ne mulțumi doar cu ce a fost în trecut, trăind din inerție, crezând că, Domnule, păi dacă ce-am făcut eu acum 20 de ani, mi-ajunge să nu mai mișc un deget toată viața. Ori eu cred că este o greșeală. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că Dumnezeu întotdeauna poate să facă ceva și mai bun, și mai măreț. Așa că niciodată să nu ne oprim și să ne blocăm. Asta a fost tot. Ce am făcut e doar în trecut. Pentru mine prezentul și viitorul nu contează. Mai un alt lucru pe care îl spune Ilie, și anume, el spune, uite, copiii aceștia ai tăi au părăsit legământul. Sunt niște răi, sunt niște necredincioși. Singurul bun pe lumea asta e Vărămiu. Așa spune? Opa! Singurul bun din tot Israelul, cine e? Eu sunt. Parcă, ce să zic, n-au fost puține ocaziile în care m-am regăsit în situația lui Ilie. Toți sunt răi. Toți sunt chiar ticăloși. Singurul bun sunt eu. Singurul bun de pe strada mea sunt eu. Singurul bun din biserica mea sunt eu. Restul, vai de capul lor, sunt neserioși, au apostaziat, au părăsit credința, au făcut lucruri îngrozitoare, dar eu sunt cel mai bun. Sunt capabil. Eu am ținut biserica. Eu am ținut lucrarea. Dacă nu eram eu, praful se alegeau de toate. Gândea corect? Nu gândea corect. Amintiți-vă că Dumnezeu a răspuns. Ilie, mai am. Nu unul sau doi. Mai am 7.000 care nu și-au plecat capul. Care, adevărat, n-au ieșit în față atunci. Dar care oricând pot să iasă în față. Așa că ideea asta mesianică, că eu sunt singurul care pot descurca, rezolva și fără mine, falimentul paște pe toată lumea și inclusiv biserica, este o variantă greșită. Acum, legat de cum acționează Dumnezeu. Dumnezeu stă la gura peșterii, are câteva manifestări extraordinare și spune aici foarte interesant că a venit un foc puternic, n-a fost în focul acela, apoi a fost un cutremur și n-a fost în cutremurul acela. Merită să ne gândim puțin, totuși Ilie, după descurajarea aceasta, poate dacă vreți chiar semidepresia aceasta, merita puțin scuturat. Băi, bagă-ți mințile în cap. Trezește-te, eventual câteva palme, să-și revină și apoi îl avei pe Ilie reparat. Textul spune că Dumnezeu n-a fost în aceste manifestări mărețe, dar violente. Ce spune foarte interesant textul,
că atunci când Dumnezeu a venit într-un susur lin și subțire, Ilie a reacționat. Ilie a venit la gura peșterii și Ilie începe să converseze, chiar dacă cu greșelile și cu înregistrarea aceea pregătită i-o spune, cert este că Ilie se deschide. Ilie spune, când a auzit lucrul acesta, în susurul blând și subține, și-a acoperit fața cu mantaua și a ieșit de acolo. A făcut niște pași spre. De ce? Metoda aceasta l-a ajutat să iasă din carapacea în care se închisese. Noi de multe ori credem că violența este soluția. E adevărat, la unele fiare, chiar și în zootehnie, violența poate să rezolve multe lucruri. Dar acolo unde este vorba de om și de un om descurajat, de un om care plânge, de un om care suferă, metoda aceasta lui Dumnezeu cred că este singura care funcționează. Susurul blând și subțire. Vorbe blânde, atitudine iubitoare, răbdare, calm, ajută. Poate să fie un medicament și poate să-l facă pe cel care este închis complet să se deschidă, să asculte, să primească medicamentul și să iasă de acolo. Când lucrăm cu oameni, trebuie să fim foarte atenți. Fiecare dintre noi avem zone sensibile, avem subiecte sensibile, avem lucruri care ne dor și care ne-au afectat poate de ani de zile. A batjocori lucrurile acelea, a le lua cu violență sau bruscând situațiile acelea, nu face altceva decât să-l curgă mai mult sânge, să fie mai mare rana și închiderea să fie uneori chiar totală. De aceea cred că metoda lui Dumnezeu merită să ne inspire. Când vine vorba de salvare, când vine vorba de a recupera, de a ajuta pe cineva, susurul blând și subțire. Parcă uneori n-avem atât de multă răbdare să mai fim blânzi. Parcă uneori vrem ca repede să se rezolve lucrurile. Să fii blând, trebuie să fii și răbdător. Trebuie uneori să aștepți mai mult decât programul tău îți permite, mai mult decât zilele îți permit. Dar dacă vrem cu adevărat să salvăm, să ajutăm, asta este metoda. Amintiți-vă, cei care au fost părinți, câtă răbdare trebuie să ai cu un bebeluș. Parcă ai simțit nevoia să-l trimiți la sapă a doua zi, că sunt multe lucruri de rezolvat în casă. Și știi bine că nu se poate lucrul acesta. Și ai răbdare, vorbești altfel. De ce? Pentru că acolo este cineva care să crească, care să se dezvolte, care să iasă de unde, din poziția care află și să devină un om mare. Eu cred că în foarte multe situații nimeni dintre noi nu este scutit de descurajare, nimeni dintre noi nu este ferit de încercări, de amenințări, de lucruri care să aducă panica. Eu cred că suntem chemați de Dumnezeu să ne ajutăm unii pe alții, să ne înțelegem unii pe alții, să arătăm blândețe unii față de alții. Și blândețea aceasta se va duce mai departe. Și mai cred din tot sufletul, ca și concluzie, că indiferent ce amenințări vin, indiferent cât de multe conspirații ciudate sunt puse înaintea ochilor noștri, înainte de a ne speria, înainte de a lua decizii, merită să punem genunchiul jos și să întrebăm: Doamne, cum mă înveți să fac?
Și să știți că Dumnezeu ne va da înțelepciune, ne va ajuta să ne folosim mintea noastră, să găsim soluții, unele care sunt chiar lângă noi, pe care să le vedem și să le folosim. Pentru că mergând doar pe ideea amenințării, tare mă tem că nu mai vedem nimic. Nu mai vedem cei lângă noi, nu mai vedem resursele pe care le avem, nu mai vedem prietenii de lângă noi, nu mai vedem pe cei care ne iubesc, ci vedem doar panica și fuga. Ori ceea ce mi se pare extraordinar este că Dumnezeu, cerându-i sfatul, ne va spune: avem soluții. Ilie, avem soluții. Ilie, avem altceva de făcut, ai niște împărați de unși, e nevoie să alegi pe Elisei. N-avem timp să băgăm în seamă tot ce spune Izabela. N-avem timp și n-are rost să băgăm în seamă tot ce Satan aduce înaintea noastră în vremurile noastre. Ilie și oricare dintre noi avem alte lucruri de făcut mai importante care îți vor da satisfacție. Ce plăcut este ca momente de teamă, de panică, să auzi vocea lui Dumnezeu care spune: nu te teme, o rezolvăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.